Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre pusnicii nevăzuți ai Sfântului Munte Athos. Dialog duhovnicesc cu un bătrân monah aghiorit. Când a venit la Sfântul Munte pentru prima dată în 1950, urcând de la Capsocalivia spre Sfânta Ana, am pierdut drumul. În loc să iau drumul spre schitul Sfânta Ana, am luat-o spre vârful Atonului. După ce am mers destul, am înțeles că urc și căutam să aflu vreo cărare, să ies de-a dreptul. În timpul acestei neliniște mă stăpânea și cum mă rugam Maicii Domnului să mă ajute, deodată mi-apare înainte un pusnic cu o față luminoasă. Să fi fost cam de 70 de ani, care după îmbrăcămintea s-a arătat să nu aibă legătură cu oamenii. Purta o dulamă ca de pânză de corabie, dar foarte decolorată și găurită. Avea găurile prinse cu așchii de lemn, cum își prind săranii sacii rupți, când nu au soară să-i coasă. Avea de asemenea o traistă de piele decolorată, ale cărei găuri erau prinse în același fel. La gât avea un lanț cu roșu și îi ținea o cutie în față pe piept, în care trebuie să fie avut ceva sfânt. Până să-l întreb eu ceva, acela mi-a spus: fiule, drumul acesta nu duce la Sfânta Ana, și mi-a arătat cărarea. Din toată înfățișarea sa se vedea că este sfânt. După aceea l-am întrebat și eu pe pusnic: unde locuiești, părinte? Și acela mi-a răspuns: undeva pe aici. Și mi-a arătat vârful Atonului. Deoarece am rătăcit în dreapta și în stânga, căutând să aflu un stares care să mă vestească lăuntric, am uitat și ce zi e și în ce data lunii eram. Am întrebat pe pusnic și mi-a spus că e vineri. După aceea a scos o pungă mică de piele care avea în ea ca niște lemnișoare cu linii. Și din aceste linii la care s-a uitat mi-a spus în ce dată eram. Apoi am luat binecuvântarea de la el, am mers pe cărarea ce mi-a arătat-o și am ieșit la schitul Sfânta Ana. Mintea mea însă se întorcea mereu la fața ce iradia de lumina pusnicului. Mai târziu, când am auzit că există 12 pusnici, alții spun că 7, în vârful Atonului, am intrat la gânduri și am povestit ceea ce am văzut la stareți experimentați care mi-au spus: va fi fost unul din cuvioșii pusnici ce trăiesc nevăzuți în vârful Atonului, extras din flori din grădina Maicii Domnului de cuviosul Paisie Aghioritul. Dialog duhovnicesc între un bătrân monah aghiorit și câțiva pelerini greci despre pusnicii nevăzuți ai Sfântului Munte, pusnici despre care de-a lungul timpului au mărturisit mulți părinți aghioriți vrednici de crezare. Preluare după site-ul triadicon.ro, un material tradus de Andrei Pirea. Sursa: o revistă publicată de Biroul pentru Tineret al Sfintei Mitropolii a Larisei. E iarnă. Puțin vizitator la mănăstirea atonită. Ajungi la poartă, arhondarul ne primește cu bucurie și ne oferă obișnuita tradiție aghiorită, rachiu și rahat. Ne spune spre marea noastră surprindere că în câteva ore va începe privegherea de noapte în biserica Marea Mănăstirii. Darul lui Dumnezeu, am spus noi, gândindu-ne să ne odihnim puțin înainte pentru slujba de toată noaptea. Unde o să mergeți acum? S-a auzit vocea monahului ce cobora spre grădini, la ascultarea lui ca să hrănească animalele care de foame începuseră să se facă auzite. Gheronda, n-avem unde să mergem în altă parte pentru odihnă decât la bibliotecă sau la chiliile noastre. Veniți cu mine să nu vă rătăciți, ne-a spus monahul. Să fie binecuvântat, am spus noi și l-am urmat îndată. Traversarăm grădinile cu lăptuci, cu vânătă și cu dovleci uriași, cum nu mai văzuserăm până atunci. Monahul iubitor de străini ne urcă într-o căsuță din grădină, într-un balcon, a spune improvizat, la de 70-80 de centimetri de unde se putea zări toată Egeea. Începu apoi să ne prezinte împrejurimile necunoscute nouă, în timp ce ne oferea cafea, covrigei, susan cu miere și pesmet. Fără de veste, sub balconul de lemn a apărut un monah strânțăros, înaintat în vârstă, vesel și plin de bunătate, ce ținea pe umăr un sac din păr. Ne-am gândit că pusnici au aflat de sfânta priveghere și au venit ca să ia parte la ea. Gheronda, strigă monahul, stai puțin să-i cunoști pe oaspeții noștri și să mănânci ceva, urcă la noi să te odihnești, e greu urcușul. Să fie binecuvântat, spuse monahul necunoscut și cu o viteză fulgerătoare fu lângă noi. Eu plec, merg să hrănesc animalele că nu așteaptă pe altcineva, să închideți ușa și să urcați singur la biserică, spuse stăpânul casei și plecă. În scurt timp se așternu liniștea, nimeni nu scotea o vorbă. În clipa aceea cu toții ne-am dat seama de uriașa diferență. La ora aceea după amieze, în lume stăpânea vânzoleala, hărmălaia, obligațiile, slujbele, zbuciumul și alergătura neîncetată.
Pe când aici, în Republica Atonită, era vremea tăcerii, a pregătirii lăuntrice pentru taina vieții, pentru dumnezeiasca liturghie. Cu toții se pregătesc dinainte în tăcere, în liniște de plină, în isihie, în desfătare lăuntrică, tainică, în rugăciunea inimii, pentru ca să poată trăi taina, să poată trăi evenimentele, să ia parte cu adevărat la cina cea fără de moarte și neapropiată a Stăpânului. Pentru a se face părtași cinei cele veșnice a lui Hristos, iar de acolo să meargă spre noi lumi, învrednicindu-se a trăi taina veacului ce va să fie. Atunci era momentul potrivit, era momentul să profităm de ocazie și să-i cerem bătrânului un cuvânt din experiența sa. Ce vreți să vă spun? Orice vă spune ar fi o pierdere de vreme, spuse călugărul. Nu am nicio calitate și nu merit atenția voastră. Mai bine spuneți-mi voi ce se mai întâmplă prin lume. Lumea e plină de probleme, Gheronda, răspunse un tânăr din grupul nostru. Nimănui nu-i mai pasă de viitorul tinerilor sau al țării noastre. Avem un Dumnezeu, nu te îngrijora, încă nu a venit sfârșitul. Nici măcar nu au fost luați din lumea asta pusnicii nevăzuți. Locul acesta e plin de ei, spuse monahul, arătând spre bătrânul Aton. Ce-a spus Gheronda? Cine sunt pusnicii nevăzuți? Explicați-ne dacă vreți, spuse tânărul. I-ați văzut vreodată? În acel moment, curiozitatea noastră atinse apogeul. Îl priveam pe bătrân nemișcați de parcă nici nu respiram. Eram uimiți cum devenise în discuție acest subiect arzător despre care nu mulți au auzit. Nu vă temeți, continuă bătrânul. Dumnezeu va învia patria noastră, acum ne încearcă pentru că l-am uitat, pentru că îl disprețuim. Trăim departe de el, ne-am construit raiuri pământești mincinoase și am uitat raiul cel ceresc, dar încă nu s-au pierdut sfinții și nici pusnicii nevăzuți și goi ai Atonului. Locul acesta e plin de ei, când vor dispărea aceștia, să vă temeți, pentru că atunci va veni sfârșitul lumii. Cine sunt aceștia, Gheronda, și unde trăiesc? Chiar mai există și azi? Există, copilul meu, sunt nevoitori atoniți nevăzuți fără haine, părinți mistici care trăiesc în grădina asta a Maicii Domnului în Sfântul Munte. Cât sunt, Gheronda? Sunt destui, unii zic că 9, alții că 7, alții 10, iar alții zic că 12. Aceștia petrec prin locurile foarte pustii ale Atonului ca să rămână nevăzuți de ochii noștri. Se arată aici și colo cui vor ei, în special monahilor care și-au curățit inima lor. Dar uneori își fac simțită prezența și unor închinători binecuvântați cu viață curată și creștinească. Bătrânul Arsenie Spileotul spunea într-una din povestirile sale, cum că aceștia nahorezi nevăzuți și neștiuți duc o nevoință foarte aspră, lucrarea lor fiind rugăciunea neîncetată, adică se roagă cu inima pentru întreaga lume și pentru fiecare om care se primejduiește. Au luat un har deosebit de la Domnul, de aceea pot să trăiască sub Atonul, înzepezit, fără adăpost, fără haine și să rămână feriți de ochii oamenilor. Pentru omul lumesc e neînchipuit de greu să creadă lucrul acesta, dar în ultimii 200 de ani au început să se arate din ce în ce mai mult. În viața mea de călugăr am cunoscut oameni duhovnicești și cuvioși părinți care s-au întâlnit față în față cu acești nevăzuți atleți ai Domnului nostru. Azi îngăduie Dumnezeu ca din stâncile astea răpoase să se mai ivească astfel de asceți, pusnici adevărați, ce trăiesc prin părțile inaccesibile sălbatice ale Atosului. Supraviețuiesc prin minunea lui Dumnezeu. În Sfântul Munte există tradiția care spune că atunci când unul din ei se duce la Domnul, un alt nevoitor aghiorit dintre cei sporiți îi ia locul. Se spune că acești pusnici vor săvârși ultima liturghie pe Aton, iar după apolisul dumnezeieștii liturghii, după pentru rugăciunile, va fi sfârșitul lumii, adică a doua venire a lui Hristos. Însă aceștia nu vor gusta moartea, ci se vor schimba, se vor transfigura, îi va preschimba încă și mai mult harul lui Dumnezeu. Gheronda, unde se află acum acești pusnici? Unde au fost văzuți ultima dată? Părintele Paisie i-a văzut vreodată? De unde să știu? În orice caz, Părintele Paisie nu voia să se vorbească despre acești nevoitori, pentru că, așa cum ne spunea, ei nu-și doresc această cinste de la oameni. Ei sunt adevărați înțelepți. Ei îl roagă pe Dumnezeu și spun: Dumnezeul meu nu ne da slava în viața aceasta, ci o păstrează pentru cealaltă.
ca să ne preaslăvim împreună cu tine acolo. Nu ne face aici cunoscuți, ci în ceruri. Acum părintele Paisie spunea închinătorilor de încredere care îl vizitau clerici și monahi că există o părinți așezgoi nevăzuți care locuiesc în Aton, în jurul căruia umblă, iar când unul din ei moare, Dumnezeu așează în locul lui un alt monah harismatic și purtător de Dumnezeu. Părinții mai vechi, care s-au învrednicit să-i vadă de câteva ori cu puțin înainte să plece la Domnul, povesteau celor mai tineri episodul acesta, cum i-au văzut pe neașteptate, ce au simțit și așa mai departe. Acum haide să mergem. Vă așteaptă ceva osteneală, spuse bătrânul. Apoi își luă la revedere de la noi și apucă drumul urcușului. Am dat slavă lui Dumnezeu că ni l-a trimis pe acest necunoscut, pe care l-a cercetat harul lui Dumnezeu și și-a deschis inima pentru noi. Acest om pe care l-am întâlnit în grădinile mănăstirii ne-a adus mult folos vorbindu-ne despre pusnicii goi și arătându-ne că biserica noastră este revelatoare și în fiecare zi ne arată sfinți cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Câte multe lucruri poate să dobândească cineva făcând un pelerinaj cu Evlavie? Câte arătări și sfinte descoperiri ar putea cineva să trăiască, umplându-și golul lăuntrii cu adevărata cunoașterea lui Dumnezeu, iar lipsit fiind de Dumnezeu și trăirea ale inimii, cât har poate să dobândească cineva întâlnind în drumul lui un smerit și binecuvântat om călăuză a împărăției lui Dumnezeu. Am urcat la mănăstire. Privegherea începuse. Atunci am înțeles cu toții că în acea noapte de iarnă aveam lângă noi ca ajutător și sprijinitor pe acei părinți binecuvântați a acelei sfinte mănăstiri unde privegheam, pe acei oameni binecuvântați care, copleșiți fiind de dragostea dumnezească, și-au afierosit întreaga viață lui Dumnezeu. Ocrotitor ai noștri văzut și neclintite călăuze spre împărăția cerurilor. Și desigur, puțin mai departe, priveghind în rugăciune alți ocrotitori nevăzuți, goi în ochii noștri, dar strălucitori îmbrăcați cu harul necreat al lui Dumnezeu, aceia care, cu rugăciunea lor, sprijină întreaga lume, acei părinți duhovnicești care trăiesc rugăciunea ca pe o văpaie în inimă și necurmat cântă celui iubit cu vocile lor cristaline ce se înalță din stâncile prăpăstioase ale acestui meleac ceresc, Sfântul Munte Athos. În lunga istorie a Sfântului Munte există următoarea tradiție: un grup de pusnici, în număr de 7 după unii 12, trăiesc în asceza extremă cu un singur scop, anume acela de a se ruga neîncetat lui Dumnezeu pentru toată lumea. Au daruri deosebite de la Duhul Sfânt și pot trăi fără casă, umblând goi pentru că sunt nevăzuți de ochiul omenesc. Monahul Iosif Dionisiacul. Renumele acestor monahi, sau mai bine zis, tradiția aceasta, se transmite de cel puțin 200 de ani, din generație în generație, nu numai în monahismul aghioritic, ci și în toată ortodoxia. Asceții tainici se arată din când în când atât unor monahi, cât și unor creștini laici. De cele mai multe ori îi fac profeții sau se adresează persoanelor cu care vorbesc, referindu-se concret la viața acestora. Alții adaugă că acest grup de 7 pusnici nevăzuți nu numai că există și azi, dar că se completează de fiecare dată când moare unul dintre ei, un alt monah aghiorit virtuos, care ajunge în locul lor de nevoință prin minune dumnezeiască, fiind astfel tot timpul număr de 7. Tradiția mai spune că acești 7 sau 12 pusnici vor fi cei care vor săvârși cea din urmă liturghie pe vârful Athosului, în bisericuța Schimbarea la fața Mântuitorului, după care va fi sfârșitul lumii, adică cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Pusnicii nevăzuți ai Athosului, taina pustiei atonite, de monahul Vlasie Aghioritul. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!